Proiectul de lege adoptat de Senat prevede creșterea graduală în raport cu data nașterii a vârstei de pensionare la femei la 65 de ani. Cu alte cuvinte, femeile vor putea ieși de pe piața muncii la aceeași vârstă cu bărbații. Acum domnele se pot pensiona la 59 de ani, iar domnii la 65. Motivele pentru care trebuie adoptată o astfel de măsură, spun guvernanții, sunt susținute de Comisia Europeană în contextul unei populații îmbătrânite, fenomen care pune în pericol sistemul public de pensii. Realitatea este că tinerii de astăzi nu pot ști cu certitudine că vor avea parte de pensii publice care să le asigură bătrânețe liniștită din punct de vedere financiar. În Dumbovița, de exemplu, numărul pensionarilor este aproape dublu în comparație cu cel al salariaților, respectiv 73.800 de angajați la 113.000 de pensionari. Cu toate acestea, vestea nu le mulțumește pe multe femei care se tem că nimeni nu le va oferi un loc de muncă după 50 de ani. Această femeie din Dumbovița a lucrat 10 de ani la termocentrală Doicești. Odată cu închiderea ei, a fost trimisă în șomaj. De mai bine de un an încearcă să se angajeze, însă spune că patronii o refuză pentru că a depășit vârsta de 45 de ani. Am au rămas în șomaj, s-a restructurat locul de muncă, termocentrala e aproape de închidere. Unai. Găsesc un serviciu ieri la vârsta care o nu cum e la termen, cum a fost, indiferent în altă parte. Nu mai sunt servicii. Și din păcate că sunt sute de mii de femei în toată țara. În Dâmbuvița, peste 6.600 de femei figurează în evidență la agenție de ocupare fără un loc de muncă.